Viitorul poate exista doar în acea direcție, ca noi să nu mai poluăm atât de mult planeta, iar mașinile electrice sunt deja multe în Republica Moldova, totuși cele mai scumpe sunt mașinile marca Tesla. Câți dintre voi ați primit în dar o mașină de marca Tesla? Uite că Ionela Cova le-a avut parte de un astfel de dar din partea părinților. Noi am fost curioși să aflăm cât de bine se pricepe la șofat interpreta, dar și cum se circulă pe străzile de capitală, din capitală, într-un astfel de autoturism. În una dintre cele mai frumoase seri din viața unei femei, Ionela Coval a primit cadou de la părinții săi o mașină destul de rară pe străzile țărilor europene, mai cu seamă pe cele din Moldova. S-a urcat la volan chiar din prima zi, evident cu permisul de conducere în buzunar. Am permisul de un an de zile deja, l-am obținut anul trecut de ziua mea de naștere. Am fost foarte, foarte norocoasă pentru că în loc să sărbătoresc de dimineață acasă, eu am mers la examen. Ionela a învățat să conducă o mașină pe cutie mecanică, dar autoturismul pe care îl conduce acum nici nu are o consolă de viteză. Soțul mi-a recomandat să încerc pe cutie manuală pentru că nu se știe niciodată în viață pe ce mașină va trebui să mergi sau poate va trebui să ajuți pe cineva și atunci este un plus, este un beneficiu. Tânăra a avut mai multe experiențe cu mașini ce consumă combustibil. Sunt careva diferențe, mai ales ce ține la maniera de a conduce. Cea electrică, în momentul în care tu accelerezi și ai piciorul de pe accelerator, ea își regenerează, își recuperează, de fapt, energia și automat se oprește singură. Ceea ce la o mașină cu combustibil ai nevoie să apeși și pedala de frână. La capitolul tehnic, soțul este cel care are grijă de toate. Până acum nu a fost nevoie să meargă la un centru de deservire auto. Eternele ambuteiaje din capitală nu o sperie pe studenta noastră, deoarece are o armă secretă. Optez să ies în oraș sau să-mi fac treburile la orele mai puțin, nu cele de vârf, și chiar dacă nimeresc în situații de ambuteiaj, este așa un buton foarte plăcut autopilot care își face treaba în locul meu. Nu apelează foarte des la funcția de autopilot și asta pentru că lipsa marcajelor și a semnelor pe străzile capitalei duc mașina în eroare. Dacă oamenii de rând când își aleg o mașină mereu fac calculele de consum, Ionela nu are aceste bătăi de cap. Depinde cum mergi. Dacă mergi liniștit, atunci o pui mai rar la încărcat. Dacă mergi un pic mai agresiv sau ok, îți place să te pornești cu viteză, atunci va trebui să o pui puțin mai des la încărcat, pentru că orice accelerare bruscă sau frânare bruscă își ia din consumul bateriei. Eu încarc o dată de două ori pe săptămână. Deși este o șoferiță atentă care respectă regulamentul circulației rutiere, stereotipul domnișoarei blonde la volanul unei mașini scumpe o urmărește și pe Ionela. Dar tânăra știe că adevărul ține de o altă realitate. Iată și una dintre cele mai corecte șoferițe pentru mediul ambient din Moldova. E deja pe canapeaua noastră. Salut! Salutare! Bine ai venit! Bine te-am regăsit! Felicitări! Tu știi că ăsta este un vis de-al meu? Știu, pentru că văd cu ceea ce te ocupi și văd că promovezi un mod de viață sănătos din toate punctele de vedere, de aceea, da, mă bucur că pot face și eu un plus planetei. Uite, dar atunci când tu ai început să visezi la o Tesla, tu o visai pentru scopul ăsta ca ea să fie un beneficiu sau că este ceva wow, că este ceva nou și inovativ pentru Moldova? De fapt, această mașină a fost total aleatoriu aleasă, adică nu a fost ceva plănuită din start, știi? Dar, evident, dacă am avut ocazia, am fost foarte încântată pentru că poluăm aerul și așa cu diferite substanțe și surse și diferite metode. Și de ce nu să începem o mică schimbare de la noi? Uite, mașinile astea costă mult. E o mașină la mâna a doua sau este o mașină nouă? Este o mașină nouă. Dar, uite, poți să te contrazic cu prețul ăsta că este scump. Da, da, păi sunt să... și alte mașini care sunt mult mai scumpe decât cea pe care o am eu. Dar deja știi cum, lumea decide pentru sine, pentru cineva e mult, pentru cineva e acceptabil. Și atunci când noi ne gândim sau vedem o sumă, nu ne gândim că din această sumă noi vom economisi foarte mult. Cât evident la factură ți s-a adăugat de când în fiecare zi îți încarci o mașină la energie electrică?
nu o încarc în fiecare zi, o încarc o dată sau de două ori pe săptămână. Are autonomie de 400 de kilometri. 500. 500. 500, da, este cea mai mare autonomie pe care o dispune ea la momentul actual. Și îmi este suficient una sau două încărcări pe săptămână pentru... Wow, pentru că te miști tu prin oraș. Da, exact. Dar sunt și alteva alternative prin oraș unde poți să te încarci gratuit dacă dispui. Până ce fi? Evident. Că o să fie mai multe mașini electrice și o să fie cu bani asta. Evident. Dar s-a adăugat un pic, dar nu într-atât de mult încât să renunți la o mașină electrică. Da, e vorba de câteva sute de lei, nu e vorba de mii. Nu, nu, nu. Adică tu cu două sau hai un 800 de lei pe lună cu tot și ce mai foloseai înainte, tu îți încarci mașina. Dar dacă mai ai panouri solare, pentru că asta este visul meu, să dispui și panouri de... solare, da, e nevoie de spațiu. Da. Tu locuiești la bloc sau la casă? Locuiesc la bloc. Părinții mei stau la casă pe pământ și... Poate pe viitor ar fi o sursă foarte, foarte bună de a face un panou solar la ei în ogradă, dacă vor dori și ei, desigur. Dar cum îți încarci mașina acasă? O țin în garaj și am priză obișnuită la pentru care că, punem toate încărcătoarele. Da, dar eu mă gândeam, uite, dacă stai la etajul 3, 4, ce să faci? Să arunci priză pe geam? Dacă nu cu prelungitor, găsești... știi cum? Cu prelungitor, hop, vine, eu ne-l aruncă. Nu, nu, că nu este, este cazul ăsta. Ești femeie măritată, de fapt, această mașină, într-un fel, a fost și cadou pentru, da, cadou pentru nuntă. Cum te simți tu, femeie măritată? Foarte, foarte bine. Chiar mai bine decât aș fi crezut eu. Da? Da? Ești fericită? Vedem în aceste momente câteva poze din la marele eveniment. Deja de cât timp ești soție măritată? Din luna septembrie. Din septembrie? Este nunta. E nunta, din iulie, dar... cununie și din iunie înscrierea noastră. Așa. Așa că am mai mult de jumătate de ani de când sunt familie. Da. Și ești gospodină, faci zeamă din asta? Evident. Faci sunt eu mică, dar mă pricep la bucate. Bravo! Am văzut că ați fost și într-o călătorie în Paris, recent, când? A fost, de fapt, anul trecut. A fost călătoria în care am fost cerută de mireasă, care s-a întâmplat, de fapt, în Londra. Iar mai apoi, dacă tot călătoream cu mașină, am trecut și prin Germania, prin Paris, am făcut câte o mică stațiune în fiecare oraș. Aha. Dar acum călătoria voastră din prima din acest an a fost la munte. Da, am fost și am schiat un pic câteva zile împreună cu nașii noștri și a fost binevenită acea vacanță. Nu ai învinețit nimic? Tot ok? Nu, spre mirarea mea, sunt la a doua încercare de a schia și chiar mi se primește foarte, foarte bine. Da, uite, un alt, da, ăsta, fetele, dar recunoașteți muntele ăsta, e Bucaveliu, nu? Da, da, zic. Eu recunosc unghiul ăsta pentru că în colțul ăsta toată lumea îți fotografia. Dar păcat să nu face poze când ai așa o priveliște frumoasă, cerseni, norii arătau formidabil. Și totuși întotdeauna nu... poți transmite printr-o poză real ce vezi acolo sau starea aia. Evident, erau multe, multe peisaje foarte frumoase și cred că tu o să fii de acord cu mine, dar păcat că nu poți transmite asta la adevăratul nivel pe care îl simțim noi atunci în momentul. Ce muzică asculți în mașina ta? Orice gen. Ieri reporterul cred că a auzit diferite stiluri muzicale. Așa, eu sper să mă ieși pe mine odată la plimbare, să materializez și mai mult visul ăsta, să înțeleg și eu spre ce să tind, cu toate că sunt mașini electrice de diferite dimensiuni și respectiv și prețuri. Dacă doriți să treceți la un mod alternativ de transport, e posibil și trebuie să gândim în avans. Până strângem noi bani de o mașină electrică, ne cânti tu povestea ta, o poveste frumoasă, ești norocoasă, să ai asemenea părinți care te ajută. Mulțumesc. Și soț care să te iubească. Mersi mult. Încheiem această primă parte a emisiunii. Revenim în câteva clipe în platoul Vorbelor Bune. O să ajungă și Geta Burlacu. De ce face ea yoga și ce mai face o să aflăm după o scurtă pauză. Până atunci, Nena Covalie își cântă povestea.
De ce oare nu mai sunt a ta? De ce oare am greșit?